camionetă de aprovizionare pe trotuar. Nu mai merem că se trecă pavajul ăsta de trotuar. S-a dat cu 5 metri mai aproape de magazin. Și ia uitați-vă ce se întâmplă pe trotuarul ăsta. Și ăștia de el merg cu mașinile lor pe trotuar. Și se distruge, normal. Că nu-i gândit pentru așa greutate, pentru așa sarcină. Au făcut locuri de parcare pe trotuar. Fix lângă mega catedrală și hotelul ăsta Bengos. Vă dați seama cum țâșnește apa de sub dalele astea după ploaie și pietre se adună. Ia uitați-vă ce e aici. Dacă s-ar pune niște stâlpi la intrare și la ieșire, ar fi trotuarul liber, nu? Dar cine să facă asta? Piedone? Nicușor Dan? Mai dați-le un mandat!